Lacrimile și durerea au cuprins toată etnia musulmană din Constanța, care și-a luat rămas bun de la controversatul om de afaceri, Ismail Iașar. Funeraliile au început în zona Piața Chiliei, unde sute de oameni au împânzit cartierul, plângând după defunctul Săceanu. Sicriul cu trupul neînsuflețit a fost condus către cimitir, după ce a fost plimbat pe cele mai importante bulevarde din oraș. Ismail Iașar își va dormi somnul de veci la cimitirul musulman din Constanța. La înmormântare au fost prezenți cunoscuți ai lumii interlope, precum Fanes Poitoru, Mircea Oaie și Nureddin Beinur. Reamintim că Ismail Iașar a fost internat la Spitalul de Urgență Constanța în urmă cu 2 săptămâni pentru a fi supus unei intervenții chirurgicale. Starea sa de sănătate s-a deteriorat, însă în ultima perioadă și în noaptea de duminică a decedat. Puțin înainte de miezul nopții, bărbatul și-a dat ultima suflare pe patul de spital. Ismail Iașar a fost cunoscut pe litoral drept liderul neoficial al clanurilor de interlopi. Ne gătim pe lisorai. Vita ne o sungă cine ne.